Deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 12, și vom asculta cuvântul Domnului începând cu versetul 22 până la 32. Pagina în Biblie 1005. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în seara aceasta consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest pasaj din Scriptură, poate mai rar citit, dar un pasaj pe care ori de câte ori îl citim ne trezește la realitate și ne face să privim la promisiunile mărețe pe care Dumnezeu ne le face nouă oamenilor. Textul pe care l-am citit în Biblia, pe care eu am cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos, sunt cu roșu. Și tot ce am citit este cu roșu. Aici sunt prezentate cuvintele Mântuitorului iubit, când se adresa oamenilor din vremea lui, oameni ca și noi, confruntați cu probleme ca și noi, cu greutăți ca și noi, preocupați de hrană, de îmbrăcăminte, preocupați de lucrurile vieții. Și stau și mă gândesc că pentru ei avea mâncare necesita eforturi deosebite. Trebuiau să are, și gândiți-vă cum se era atunci, cum se lucra, cum trebuiau să suferă zăduful zilei, să-și facă rost de haine în vremea respectivă, nu era simplu ca pe vremea noastră. Unii dintre noi ne mai aducem aminte cât de greu era cu ani în urmă procurarea hranei sau să-și confecționeze îmbrăcăminte, câte femei stăteau și trebuiau să facă haine pentru ele, pentru soț, pentru copiii lor. Unii dintre noi ne mai aducem aminte că trebuia să lucrăm și cu cânepa și cu altele ca să putem obține materia primă din care să se confecționeze haine. A venit o vreme
Când țin minte, deja eram așa un copil mai mare și îi auzeam discutând pe oameni că pâinea este la Mihai, acolo la noi, și restul găsești, spuneau, pantalonii la Vasile, că nu mai trebuie să lucri atât de mult, că unul era magazioner sau șef la alimentară și celălalt era la magazinul acela universal. Oarecum lucrurile s-au schimbat. Și vedeți dumneavoastră, oamenii au scăpat puțin așa de îngrijorări. Totuși trăim vremurile acestea în care nu mai e vorba de o pereche sau de două perechi de pantaloni, poate cine știe câte avem, câte rochi, și garderobele sunt pline, și în mod normal, dacă am ține cont de lucrurile pe care Hristos le semnalează, am spune că nu prea avem justificări să ne frământăm și noi în zilele noastre pentru hrană și pentru haine, îmbrăcăminte. Ar fi careva motivat? Nu știu. Eventual ar fi motivat, știi, că nu are nu știu ce haine de firmă, nu că nu mănâncă nu știu ce mâncare aleasă, nu știu de care. În rest, cred că fiecare are o bucată de pâine, are ce să pună pe masă, îmbrăcați ea, toți cât sunt aici, îi văd bine îmbrăcați, oamenii în general nu duc lipsă de astfel de lucruri. Da, dacă aș întreba, oamenii zilele noastre sunt frământați, au frământări. Au. Și mulți îngrijorări au. Au. Înțelegeți? Dar ne întrebăm de ce. Care sunt motivele pentru care oamenii se frământă așa de mult în zilele noastre? Pentru că s-au schimbat prioritățile, s-au schimbat obiectivele, oamenii au dorințe deosebite, nu? Dacă altădată într-o localitate, nu știu, dacă vedeai două, trei mașini, acum câte vrei, nu? Dacă altădată stăteau într-o casă, știu, era o cameră și încă una și puteau să conviețuiască, acum și dacă are fiecare câte o cameră și tot nu ajunge, că îi trebuie să aibă și baie separată, dacă s-ar putea și un mic living, și o bucătărie, și așa mai departe. Și cântarea mai înainte era despre mulțumire, pe care o cânta fratele Contor Daniel. Însă dacă stăm și ne întrebăm, mulțumiți suntem noi în zilele noastre? Vedeți? Trăim în lumea asta în care putem observa că frământări sunt multe, îngrijorări sunt multe și toate astea își pun o amprentă deosebită peste noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu în seara asta aș vrea să transmit un mesaj, am căutat să-i dau un titlu și l-am tot schimbat și în final i-am dat următorul titlu: ce să facem ca frământările minții să nu ne stăpânească viața? Ce să facem ca frământările minții să nu ne stăpânească viața? Observați, Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat aici, în versetul 29, și nu vă frământați mintea, și nu vă frământați mintea, și de câteva ori menționează Domnul Iisus despre viață. Versetul 22, să nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Apoi, versetul 23, viața este mai mult decât hrana. Apoi, versetul 25, spune, poate să adauge un cod la lungimea vieții lui? Ei, vedeți dumneavoastră, trăim în lumea asta și avem o viață, nu? Și o trăim. Viața e un dar de la Dumnezeu. Important este ce facem cu ea. Este atât de important să observăm că în viața pe care noi o trăim, să fim atenți la tot ce este în jurul nostru și să nu lăsăm frământările minții să pună stăpânire peste viața noastră. De multe ori, frământările astea paralizează viața. Vezi oameni care nu mai au
niciun chef de viață. În urma unor frământări ajung în depresie, așa cum auzim în mod deosebit în zilele noastre diagnosticul acesta care este dat multor. Așa am văzut oameni care au ajuns în depresie și când te uitai la câte posedă, câte au, unde sunt, însă au lăsat frământările minții să pună stăpânire peste ei. Vedeți, când ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, a frământa înseamnă a examina îndelung și în detaliu o idee, un plan, sau mai spune a supune mintea la eforturi lungi. Ei, de multe ori noi ne supunem mintea asta la astfel de eforturi, nu? Frământările astea pot să pună o amprentă deosebită peste noi, peste viața noastră. Poate de multe ori nu poți dormi, că ai vrea să ai ce are cu tare, ai dori să posești ce posedă cu tare, că nu ești mulțumit cu starea în care ești și încep frământările să pună stăpânire pe tine. Predau acum un curs la studenții de anul 4 și zilele astea stăteam cu ei și printre alte lucruri pe care le-am vorbit spuneam cât de important este că ei vor ajunge unii pastori, slujitori și le-am repetat de câteva ori că e foarte important în slujire să nu te compari. Sunt unii care tot timpul se compară și zice nu-s ca și cu tare, nu-s ca și cu tare, aș vrea să fiu ca și cu tare, sau de multe ori oamenii se compară încă poate de la început, pornesc pe drumul slujirii și dintr-o dată ei ar vrea să fie ca și nu știu care slujitor care deja are în spate zeci de ani de slujire. Le spuneam, comparația este rădăcina tuturor relelor, spunea un gânditor creștin. Și într-adevăr, când te compari, ei, acolo, de acolo pornește o rădăcină a relelor. Și le-am dat un exemplu despre, mai discutam și cu alții, despre un evreu Bloch. Citeam pe vremuri, am cartea asta lui Povestiri Hasidice, unde vorbește despre acei evrei care doreau să se apropie mai mult de Dumnezeu, trăiau în comunități din astea, care nu-și permiteau orice lucru, dar cu toate acestea, unii dintre ei excelau într-un anumit domeniu, erau mai cunoscuți, posedau ceva și într-o bună zi, la rabinul unei astfel de comunități, vine Zuși. Așa îl chema pe Zuși un evreu care nu era mulțumit cu starea în care se găsea. Era așa de frământat, avea atât de multe dureri sufletești și începe să îi spună rabinului, de ce el nu este ca Abraham? Era un evreu în comunitate care poseda anumite lucruri, l-a cunoscut, un altul Ițac, un altul Iehuda și așa mai departe. Și tot a început și spunea rabinului de cutare și de cutare și tot așa, i-a enumerat pe câțiva și tot comparându-se cu ei, spunându-i rabinului de cutare și cutare ce are, ce posedă și el nu are, la un moment dat, cum zic, moroșenii s-a apucat de cântat. A început să plângă. Și plângea. Și la un moment dat, când l-a văzut rabinul așa mai tare plângând, așa cu o voce din asta autoritară, s-a uitat la el și spune, da, Zuși ai fost? Înțelegeți? Da, Zuși ai fost? Adică, cu alte cuvinte, fiecare dintre noi suntem o persoană care are de trăit o anumită viață. Unora Dumnezeu le dă mai mult, altora le dă mai puțin, celor care le dă mai mult le și cere mai mult. Unii pot ajunge poate într-o anumită poziție, să aibă o anumită situație și vedeți dumneavoastră lucrurile pe care noi le vedem în viața asta de zi cu zi. Uneori pot să ne mulțumească, dar foarte greu să găsești cu
Toate astea l-au mulțumit, nu? Cam cum spune Eminescu al nostru. Oamenii se împart în două categorii, unii caută și nu găsesc, iar alții găsesc și rămân nemulțumiți. Care vrea mai mult și mai mult și așa mai departe. Și greu, greu găsești pe unul care cu adevărat să aibă o inimă mulțumitoare. Pentru că dacă ar avea o inimă mulțumitoare, observați ce spune Solomon în Proverbe 15:15. Dacă asta ar fi, atunci cu siguranță n-ar fi frământări. Atunci cu siguranță oamenii ar fi bucuroși, liniștiți. Cine are, spune în Proverbe, o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. Da, și când e un om la ospăț, îl vezi vesel, îl vezi bucuros, nu? Ăsta e ospățul, nu? E, dar asta rar se vede, nu? Asta denotă că oamenii nu prea sunt mulțumiți cu starea lor. Asta denotă că oamenii tot frământați sunt, tot în dilung, își supun mintea la fel și fel de eforturi. Ei, care sunt soluțiile, dacă vreți? Ca frământările minții să nu pună stăpânire pe noi. Ei, rețeta îi aparține lui Iisus. Eu doar vin și vă prezint. Primul lucru este acesta. Să nu lăsăm ca îngrijorările să ne stăpânească viața. Observați, de câteva ori Iisus spune, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Pentru că viața e mai mult decât asta. Numai materialiștii privesc viața prin prisma asta. Să beau, să mănânc, să mă odihnesc, nu? Nebunul! Așa cum e numit în Biblie, bogatul ăla căruia a rodit țarina. Dumnezeu și-a permis să-i spun așa. Pentru că auziți dumneavoastră cum a privit el viața. În momentul când i-a rodit țarina, în momentul în care el a observat că nu poate depozita în hambarele lui tot ce i-a rodit pământul. Și asta se găsește aici, în Luca 12, chiar înainte de pasajul acesta, în versetul 16, Luca 12, citim. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am un loc unde să-mi strâng roadele. Iată, exemplu unui om căruia a rodit țarina. Deci a primit din belșug și a avut ceva deosebit peste așteptările lui, nu? Te-ai fi gândit că un astfel de om îngenunchează înaintea lui Dumnezeu, o laudă, îi mulțumește, zice, Doamne, mi-ai dat mai mult decât mă gândeam. Toate depozitele astea care le am eu nu sunt în stare, nu să pot asigura mai departe, nu, îngrijirea acestor bucate și grânele astea pe care mi le-ai dat, nu? Și te-ai fi așteptat că ăsta stă, că evreu și el, mulțumește lui Dumnezeu, și merge la rabin și le zice, unde mai e sărat, unde mai e din ăștia care n-au, să mă duc să le împart, să le dau, să îngrijesc și de ceilalți. Nu, cam așa ar fi fost un om care cu adevărat era mulțumit și vrea să îl onoreze pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru ce a dat. Dar uitați-vă cum îl vedem pe omul ăsta. Începe să fie frământat. Și observați, îngrijorările încep să-l stăpânească. Și auzi ce spune el, iată ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, puneți Luca 12:18 și apoi auzi, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Observați? El n-a înțeles că viața e mai mult decât bucatele, decât hrana, decât lucrurile astea. Și acum intervine Dumnezeu și spune, nebunule, auzi, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui, vor fi. Observați, omul care se frământă
Și frământările lui, ai spune, sunt justificate de faptul că nu mai are unde să le pună, dar avea ce să facă cu ele. Și apoi, el nu vede viața asta decât mâncare. Puneți din nou versetul acesta 19, ai multe bunătăți strânse. Hodină, cam cum e în zilele noastre. Vacation, cât mai mult, dacă se poate în Tenerife, dacă se poate nu știu cât de departe, să meargă, nu? Să se simtă bine. Papa, cât de multă, zice, all inclusiv. Și după aia luptă cu kilogramele, că-l doare aici, că-l doare nu știu pe unde, nu? Și dă-i drumul, că poți să meargă. Apoi, de băutură, ce să mai zici? Acum am citit ceva, nu vreau să dau cuiva idei, că au zis niște cercetători, auzi ce dau, că e bun un pahar de alcool, așa o anumită cantitate zilnic pentru protejarea inimii. De-astea n-ați mai auzit. Ieri am citit și am zis, nu, bun. Asta numai bine pică la mulți. Înțeleg? Numai bine. Și apoi, veselie. Și cât ține veselie? Cât ține priza de drog? Cât ține păhărelul, lichidul ăla, nu? Ce-o fi el acolo? Nu? Atâta ține și veselia. Și după aia vin durerile și frământările și așa mai departe. E, dar uitați-vă dumneavoastră. Când te uiți aici în cuvântul lui Dumnezeu, poți înțelege că aceste îngrijorări ele pot fi generate de lucrurile ce țin de existența noastră. Cum spuneam, hrana, îmbrăcămintea, băutura, ei, toate astea îi duc pe oameni la îngrijorări. Și nu orice îngrijorări, ci îngrijorări din alea care încep să pună stăpânire pe ei. Puțini oameni înțeleg ce-o înțeles David. Într-un moment existențial, nu știu ce-o fi fost, dar David stă și se frământă, dar el acum se frământă la problematica asta complexă a vieții. Își dă seama de trecerea ei, își dă seama că viața se termină și uitați-vă în Psalmul 39, de la versetul 3, el spune ceva la care ar trebui mai toți oamenii să mediteze. Bine ar fi să le ardă inima cum i-o ars și lui David. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și a zis, Doamne, spune în care-i sfârșitul vieții mele, care-i măsura zilelor mele ca să știu cât de trecător sunt. O să gândi la sfârșit. Observați la viață, că nu-i totul mâncare și băutură. E mai mult, da, viața decât toate astea, pentru că are un final. Și problema este ce se întâmplă după ce pleci din lumea asta. Și versetul 5 arată, zilele mele sunt cât un lat de mână, viața mea e o nimică înaintea ta, dar orice om e doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Și observați următorul verset, spune, da, omul umblă ca o umbră. Și auzi ce face? Se frământă degeaba. Strânge la comori și la un moment dat zice, cine le va lua? Rămân. Înțelegeți? Toată viața cântă cântarea și îi place când zice, eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da. Nu? N-are ce da. Și vine momentul când ar zice, aș da orice, dar acum cui să le dau? Și ale cui vor rămâne toate astea? Exact ca la bogatul ăsta, căruia i-a rodit țarina. Și toate astea ale cui vor fi? Scumpii mei, observați în seara asta, Domnul Iisus ne dă o soluție pentru frământările minții noastre. Și ne spune să nu lăsăm ca îngrijorările să pună stăpânire pe viața noastră. Îngrijorările, vedeți, nu trebuie să ne frământe în așa măsură încât ele să pună stăpânire, pentru că până la urmă fiecare om se frământă. Până la urmă fiecare om are anumite lucruri și dacă nu poți să spui că nu te frămânți, dacă m-ați întrebat pe mine, și eu mă frământ, oricare dintre noi. Dar problema cea mai mare este
Cât lăsăm ca frământările astea, am căutat să dau titlul ăsta, să nu lăsăm ca frământările să pună stăpânire pe viața noastră. Uite, frumos, pentru una ajungi la un moment dat, dar când ele pun stăpânire pe tine și tu ajungi doar să fii frământat, doar preocupat de anumite lucruri și nu mai ai vreme nici de rugăciune, nu ai timp absolut de nimic, toate astea, cum spuneam, pot să-ți paralizeze viața. Citeam din viața lui Martin Luther. Tot pomenim de omul ăsta, chiar vedem, citesc o carte acum și m-am uitat așa, e un om care, mă rog, e de referință, e un reper în istoria creștinismului și teologii, vedeți, din toate timpurile acum, mai ales de 500 de ani încoace, se referă la omul ăsta, nu? Și vorbesc chiar o carte de pastorală, despre pastorație și se referă, da, la viața, la activitatea acestui om. Și în slujirea lui, la un moment dat, a ajuns să se frământe așa de mult, încât soția lui a sesizat. Și sesizând soția lui frământările deosebite pe care le-a avut Luther, la un moment dat, în timp ce era la birou și așa cum era el mai trist, apăsat, ea s-a îmbrăcat complet în negru. Și cum stătea el acolo, ea apare așa înaintea lui. Și el când o vede toată neagră, și au fost călugurițe, atât el cât și ea, Catarina von Bora. Și ea s-a întors la Dumnezeu, apoi cu toată viața și s-a pus în slujba Domnului și când intră înaintea lui și el o vede, prima lui așa întrebare, cine a murit? La care ea, ce zice, Dumnezeul lui Luther. La care Luther, șocat, cum poți să spun așa? Ei, a observat și spus pe tata, că tu așa te frămânți de tare și tu lași ca lucrurile adevărat, avea probleme bisericești, câte altele. Ca mai, apoi, nu intru în detalii, că mai am altele. La un moment dat, Luther simțind și poate ajutat și de soție în momentele respective și de alte lucruri, zice că Luther înainte de culcare ieșea să uita așa și spre cer și alte ori în casă se ruga și zicea, Doamne Dumnezeule, biserica nu e a mea, biserica e a ta. Îngrijește-te tu de ea, eu mă duc să mă culc, noapte bună Dumnezeule, înțelegeți? Dar până a ajuns aici... Nu a fost simplu, înțelegeți? Nu a fost simplu. Dar asta e viața. Și de aceea noi trebuie să fim cu mare băgare de seamă cât permitem îngrijorărilor să ne stăpânească viața. Dacă frământările minții sunt așa de mari și ele pot să ne stăpânească viața, e o problemă. Soluția pe care o dă Iisus este să nu lăsăm îngrijorările să ne stăpânească viața. Doamne, ajută-ne! Doi! Un al doilea lucru pe care eu îl observ aici, ca ce să facem, ca frământările minții să nu ne stăpânească viața, este să ne punem încrederea în Dumnezeu, în viața pe care o trăim, să ne punem încrederea în Dumnezeu în viața aceasta. Nu e ușor să te încrezi în Dumnezeu. Observați când spune aici că Dumnezeu îngrijește de creația Lui. Nu, ce poate fi mai frumos? Te cercetează cuvântul ăsta simplu al lui citire. Când citești, uitați-vă cu băgare de seamă. La corbi, ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Apoi, uitați-vă cu băgare de seamă. Cum cresc crinii? Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Ei, aici ni se arată că Dumnezeu se îngrijește de creația Lui și se îngrijește. Te uiți la păsări și te întreb, domnule, n-au cămară. Și totuși, uite, cocorii se duc dintr-o parte în alta. Vedem atâtea păsări și toate astea ne arată că ele au
un creator căruia îi pasă de creația lui. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi avem valoare în ochii lui. Când citim cuvântul acesta și spune aici, cu cât mai de preț, versetul 24, sunteți voi decât păsările. Oare noi înțelegem asta, că avem valoare în ochii lui Dumnezeu? Și că Dumnezeu poartă de grijă? E, vedeți, oamenii care se încred în Dumnezeu, să ne punem încrederea în Dumnezeu, știți că americanii, de multe ori am amintit eu asta, ei, țara asta, în mod deosebit, Statele Unite ale Americii, a fost fondată de credincioși care au plecat de pe tărâmurile astea ale Angliei, ale Olandei, nu, New Yorkul a început să se numea New Amsterdam. Menoniții care au plecat de acolo, chiar zilele astea m-am uitat așa, puțin timp, despre Amish. Amish, gruparea asta care încă și acum umblă unii cu cociile alea, cândva am avut ocazia să mă uit așa la menoniți ăștia, să văd modul lor în care se îmbracă, cum trăiesc ei. E o grupare spre care se îndreaptă privirile multora. Sunt niște oameni care sunt de altfel urmași, vedeți, ai acestor menoniți. De câteva sute de ani ei sunt acolo pe teritoriul Americii și a Canadei. Ei, vreau să vă spun că sunt oameni în viața asta care au înțeles că Dumnezeu le poartă de grijă. Sunt oameni care au știut să se încreadă în Dumnezeu. Și vă spuneam de cei din Statele Unite ale Americii. Până și pe moneda lor, dolarul, da? Au pus acolo în spate, citiți pe dolar, In God we trust, adică noi ne încredem în Dumnezeu. Așa au fost ăia mai de mult. Acum ăștia cât se încred, e treaba lor. Că l-au cam scos din școli, l-au scos din viața copiilor, a tinerilor, dar au fost unii care s-au bazat pe el, s-au încrezut în el. Atâta de important este în viața asta de zi cu zi, să poți să te încrezi în Domnul. Sunt oameni care de-a lungul anilor au demonstrat acest lucru, punându-și toată încrederea în Dumnezeu. Și toți care se încred în Dumnezeu, știți ce spune Biblia? Nu sunt lăsați de rușine. Când apostolul scria epistola către evrei, uitați-vă, în capitolul 13, în contextul ăsta al problemelor, al greutăților cu care oamenii se confruntă, la un moment dat, spune în versetul 5, Evrei 13, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și acum auzi ce zice, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu vă mai teme de nimic, ce mi-ar putea face omul. Vedeți, e mare lucru să poți să te încrezi în Dumnezeu. Citeam cu ani în urmă o carte despre viața renumitului predicator Moody. Omul ăsta care a fost o unealtă folosită de Dumnezeu pentru trezirea Americii în secolul XIX. Unul din cei mai mari predicatori din toate timpurile. Se adunau mulțimi mari de oameni. Zeci, se estimează și la 100.000 de oameni care veneau să-l audă pe acest om predicând, care cu o putere deosebită din partea lui Dumnezeu a fost folosit. Ei, acest băiat a crescut într-o familie de 9 copii. La un moment dat, pe când erau copii, tatălui a murit. Și în momentul în care el, tatăl, a murit, s-a pus problema ce o să facă văduva asta cu 9 copii. Și familiile atât din partea ei, cât din partea soțului, au gândit un plan și au zis, o să îi împărțim, ia unul atâția, mai ia cu tare, mai lăsăm și cu ea și așa mai departe. I-au spus, însă femeia asta a început să se roage lui Dumnezeu, a început să pună problema ei înaintea Domnului, ce să facă. Oarecum era un plan pe care ei l-au făcut pentru ca acești copii să supraviețuiască. Dar
Mama e mama. Inima de mamă, da? E inima de mamă. Până la urmă, cum zicea acum recent, a trecut la Domnul o soră pe care i-am cunoscut-o bine și copiii ei, unul din ei, viceprimar, spune că na, el așa, într-o seară pe când era, zice, da, zice, mamă, totuși, pe care din cei șase, cât ai iubit mai mult? Și a zis că ea s-a uitat așa și a zis, pe toți șase la fel. Auzi, pe toți la fel, că așa e mama. Înțelegeți? O mamă și un tată adevărat, ei iubește pe toți la fel. Nu pot să zic că pe ăla mai mult, pe ăsta mai puțin. Acolo e problemă dacă e așa ceva. Și mama asta lui Moody, frământată și ea atunci, ce să facă? Însă, vedeți, în frământările pe care le-a avut în timpul nopții, nelăsând ca acele frământări să o domine, a început să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și a zis, Doamne, eu iau Biblia, o deschid și unde pun degetul, Tu să-mi vorbești. A fost o metodă. Și gândiți-vă că Biblia asta e mare, cu peste 1200 de pagini. Ea a deschis-o și a pus degetul și a ieșit la Ieremia 49 cu 11. Puneți, Ieremia 49 cu 11. Și a auzit ce verset a venit. Lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține în viață și văduvele tale să se încreadă în mine. Spuneți-mi, care e probabilitatea? De câte ori să deschizi ca să pui degetul și acolo să iasă la fix? Spuneți-mi. Însă este, cum zicem noi de multe ori, mâna nevăzută a marelui stăpân care conduce întregul univers și căruia îi pasă de mine, de tine, de fiecare dintre noi. Și observați dumneavoastră, a călăuzit mâna asta să pună degetul și aia a crescut pe toți. Și unul din ei devine unul din cei mai mari oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Ăsta e Dumnezeu. Nu știu ce frământări ai. S-ar putea să fie mari, s-ar putea ca frământările să domine viața ta, dar într-o seară ca aceasta, dragul meu, soluția este să te încrezi în Dumnezeu, încrede-te în El, pune-ți toată încrederea în El, pentru că cei ce se încred în El beneficiază de ajutorul Lui, de sprijinul Lui, de călăuzirea Lui, de puterea Lui, de harul Lui, mărit să fie Domnul. Și în al treilea rând și ultimul. Ce să facem ca frământările minții să nu ne stăpânească viața? Și răspunsul este să căutăm împărăția lui Dumnezeu făcând din ea o prioritate. Auziți? Să căutăm împărăția lui Dumnezeu făcând din ea o prioritate. De ce am formulat așa? Uitați-vă ce spune aici. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm, dar auzi, toți până la urmă o căutăm. Și prin simpla rostire a rugăciunii Tatăl nostru, când spune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Ei, însemnează că avem ceva căută. Și dacă v-aș întreba câți vreți să fiți în împărăția lui Dumnezeu, toți vrem, așa? Toți vrem. Care n-ar vrea să fie în împărăția lui Dumnezeu? Cândva spuneam că eu auzisem lucrurile astea de la fratele Șandru, rectorul institutului, el mi-a fost profesor și spunea, el era istoric de profesie și spunea că pe vremuri în Imperiul Austro-Ungar, când regele sau împăratul era el, Franz Iosef domnea, într-o zi a vrut să testeze iubirea de patrie, dacă e inoculată în mintea copiilor. Și intră undeva așa într-o clasă, cei de la școală, după el, suita, tot. Și acum împăratul a vrut să vadă copiii, dacă știu, așa cum și la noi, vorbea despre iubire de patrie și acum toți dori. Da? Și intră acolo, într-o clasă și la un moment dat se uită așa la o fetiță, el scoate un măr, și arată mărul la fetiță și o întreabă, mărul acesta cărei împărăție aparține?
Împăratul mândru, țanțăș, vrea să audă, mărul acesta aparține împărăției austro-ungare. Dar auzi, fetița asta ce logică are. I-au zis, noi învățăm la școală regnul vegetal, regnul mineral, regnul animal, și mai de... Și auzi ce logică are fetița. Se uită la împărat și câte... Zice, împărate, mărul acesta aparține împărăției vegetale. Când a auzit împărat, nemulțumit. La un moment dat, bagă în buzunar mâna și scoate o monedă. Și are avers și revers, nu? Și are acolo și chipul împărat. Și acum îi arată. Și a zis, nu, acum vedem. Da, zice, fetițo, da moneda asta. Asta era prea de tot, nu? Cărei împărăție aparține? Să nu spună, fetița răspunde. Și auzi, fetița acum nu mai stă mult pe gânduri, are logică deja. Deci, împărate, moneda aceasta aparține împărăției minerale. Fui, când a auzit. Zice că vădit așa nemulțumit, s-a uitat spre fetiță, că mă nu mai stea cu altii. Zice, eu, căreia aparțin, împărăția aparțin. Și acum aici un pic adaug eu, așa că mă gândesc că ea deja a învățat, că învățătorul lui Darwin era deja pe vremea. Mă gândesc că dacă ar fi zis, fetița asta aparține împărăției animale, cred că s-ar fi supărat rău de tot. Dar o știți ce fetiță? Împărate, dumneata aparții împărăției lui Dumnezeu. Deci știi ce s-a întâmplat? În momentele respective, zici că așa, l-a întors pe Franz Iosef, zici că nu-i mai trebuit împărăția austro-ungară, nimic, ba mai mult, zice că i s-a prelins lacrima așa pe obraz. Și-a zis, bine ar fi să aparțin acestei împărății, auzi? Și-o dat seama și el că trece. Și-o lăsat, ai văzut că a rămas. Mâine nu mai auzi de împărăția austro-ungară, numai care mai învață istorie până la școală. Nu, mai. S-o duși împărăția, s-au dus toate și-o zis, bine ar fi. Eu cred că fiecare din noi spune, bine ar fi să aparținem așa. Dar pentru asta auziți dumneavoastră. Spune Biblia, căutați. Noi ce căutăm? Toată lumea caută. Dar căutăm și facem din ea o prioritate. Adică pe primul loc împărăție. Pe primul loc vreau părtășia cu Dumnezeu. Pe primul loc îl doresc pe împăratul acestei împărății. Pe primul loc caut lucrurile acestei împărății. Pe primul loc Iisus, Marele Împărat. Este El în inima noastră. Și dacă auziți, o căutăm și facem din ea o prioritate, știți ce spune Dumnezeu aici? Uitați-vă, vă rog, la versetul 12. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere, auzi, cum dă? Cu plăcere împărăția. Ei, toate astea, vedeți dumneavoastră, sunt soluții pentru frământările noastre. Aici suntem vremelnici. Aici, într-o zi, trecem. Predicam recent, am mai zis, la o mormântare, 95 de ani au avut. Dau fă 95 de ani și s-o dus. Pot să fie și 100 de ani și nu știu câți se duc. Ne frământăm aici în viața asta pentru atâtea lucruri, dacă ne gândim la veșnicie. Într-o seară ca asta, auziți, ca frământările astea, ce să facem ca frământările minții, să nu ne stăpânească viața, ar fi așa de important, în primul rând, să nu lăsăm ca îngrijorările să pună stăpânire pe viața noastră. În al doilea rând, să ne punem încrederea în Dumnezeu, în viața pe care o trăim. Și în al treilea rând, să căutăm împărăția lui Dumnezeu, făcând din ea o prioritate în viața pe care o trăim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și făcând așa vom putea fi acei oameni care să scăpăm de aceste eforturi prelungite, dacă vreți, cum mai sunt numite frământările, eforturi prelungite ale minții, ce făcând ce ne spune Iisus, vom privi spre El și vom putea cânta, vino Doamne, vino mai curând. Amin.